Situația epidemiologică la nivelul județului Suceava la data prezentului comunicat se prezintă astfel. În autoizolare la domiciliu 258 persoane, în carantină instituționalizată 698 de persoane, 14.862 de persoane ieșite din autoizolare, 2.264 de persoane ieșite din carantină instituționalizată. Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 14.983 de teste. Conform situației repartizării cazurilor confirmate COVID-19 până la data de 12 mai 2020 și a celor rămase în evoluție până la această dată, întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava la nivelul județului Suceava, se înregistrează un număr de 663 cazuri COVID-19 în evoluție. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 492 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, din care 386 de polițiști, 102 jandarmi și 4 polițiști de frontieră și 102 polițiști locali și 26 militari MAPN, organizate în 246 de patrule, din care 150 patrule de poliție, 41 patrule mixte, din care 6 patrule mixte polițist-jandarm, 4 patrule mixte polițist-polițist de frontieră și 31 de patrule mixte polițist-polițist local, 20 de patrule independente de jandarmi și 35 de patrule de poliție locală. În ceea ce privește acțiunile desfășurate în contextul COVID-19, acestea au constat în ultimele 24 de ore în 82 misiuni, cele mai multe, 28%, pentru verificarea respectării interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare-carantină. Au fost verificate 501 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și nu au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare. Au fost constatate și aplicate 17 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.780 lei. Totodată au fost constatate 8 infracțiuni în context, fiind înregistrate 2 dosare penale în care au fost cercetate 4 persoane. Personalul Ministerului Afacerilor Interne din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție au constatat 26 fapte de natură contravențională, 26 alte contravenții în context. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 15.990 lei, 15.990 alte contravenții în context. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni. Aducem la cunoștința cetățenilor că, prin ordonanța militară numărul 11 din 2020, privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, s-a prelungit măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Spania și din Spania către România pentru toate aeroporturile din România, începând cu data de 12 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv. Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice precum și aterizărilor tehnice necomerciale. În ceea ce privește personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază prin orice mijloc de transport, acesta este exceptat de la măsura de izolare la domiciliu, dacă la intrarea în țară nu prezintă simptomele asociate COVID-19 și sunt respectate condițiile stabilite la articolul 3 din Ordonanța Militară numărul 9 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, referitoare la condiția asigurării de către angajator a certificatului pentru lucrători din transportul internațional stabilit de către Comisia Europeană în anexa numărul 3 la comunicarea privind implementarea culoarelor libere Green Lanes în cadrul liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru protecția sănătății și asigurarea disponibilităților bunurilor și serviciilor esențiale C-2020-1897 din 23 martie 2020 și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri. De asemenea, conform aceluiași articol, la efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să fie prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta
acesta provine de personalul Direcției de Sănătate Publică ce își desfășoară activitatea în portul respectiv.